Am revenit în direct, prieteni, invitatul meu din această seară, al nostru, primarul Comunei Moara, domnul Eduard Giminschi. Ca să nu pierdem timpul, întreb direct, ca să nu mai facem apel la multe superlative și la multe, știu eu, tehnici din acestea de a intra în atmosferă. Am citit, era parafat, am văzut că acum un proiect european, 20 și ceva de comune din Suceava s-au primit, s-au arondat la un proiect european care să facă cadastrarea gratuită, adică prin proiectul respectiv, nu gratuită, iar Comuna Moara, știam eu de mai mult timp, opțional sau experimental, nu știu cum au făcut, un proiect finanțat tot din fonduri, nu din fonduri europene, o cadastrare gratuită. Exact. Cum s-a terminat punctul dumneavoastră de vedere? S-a terminat cea mai proastă cadastrare care a fost făcută. A fost făcută gratis, da. A fost un proiect pilot, da. A venit o firmă străină care habar nu avea și nu cunoștea, pe când ăștia alți acum, dar îl fac cu cadastrele din zonă, da? Celelalte comune și știu, ăla din zonă știe ce să facă. Celălalt străin nu știa ce să facă. Nu cunoștea, a dus tu de la București, ăla de la București, știi terenul, știi proprietarii în Moara. E varză în totalitate. Tehnicile astea de cadastrare nu e același peste și la București, la Darabani, și la Sighetul Marmației, și la York. Da, dar nu cunoștea exact toate terenurile. Aha, nu aha. Știa ăla. Mergeam măsura de aici și mergeam la București din birou și le făceau. Nu corespunde din birou cu faptul cu ce se întâmplă. Ca să aibă cheltuieli mai mici. Trebuia să aibă oameni pe teren, să facă teren cu căruții, cu cai, cu mașină, cu tractoare, din alea 4x4 și așa mai departe. Asta a fost firma lui domnului Sebi Ghiță. Asta firma lui domnului Ghiță a fost? Da. De asta a fost și cu asta cu dedicație a fost. Exact. Deci un proiect gigantic, cu foarte mulți bani, domn primar, foarte mulți bani, dată-l domnul Ghiță. Și el, dacă tot a fost gratis, pentru voi a fost gratis. Exact. Ei banii și-au luat și-au ei banii au luat mulți. Și-au făcut lucrare ca și întotdeauna superficială. Și asta nu mai mult o încălcit ghemul. Da, au încălcit foarte multe probleme. Fiindcă mulți proprietari sunt, el ține terenul, n-au venit, nici s-au pus. Mie ca în primărie îmi figurează teren neidentificat. Și omul vine și spune, bă, dar ăsta e pământul meu. Păi mie îmi spune că e neidentificat. Vine, ia-l, mă-l, e foarte greu. Și știți cum este la început de mandat fiecare om cetățean și vine? Vine și spune, băi, primar, nu, ăsta nu știe. Hai să-i cerem pământ. Da. Și da, până se învață, până află, exact. E prea târziu. Băi, băiete, ce mentalitate, da. Asta a fost. Dar eu, de când sunt, n-am dat pământ nimănui. Deci am zis, nu vreau să am treabă cu pământul. Cine a avut de luat, o la pământ până acum? Asta nu se poate, 26 de ani. Cine a avut la adeverința aia din anul 90, din primăvara anul 90, după ce a apărut legea aia care a generat în România vreo 7 milioane de procese, poate mai mult, legea 18, exact. Puteau de 100 de ori să-și... Am hotărâșul de Cotărești să-l dau 80 de hectare de teren și nu am. Hotărâși de Cotărești, dar întemeiate, acum, nu... E bună, rea, nu pot să comentez eu. Sfera denigratorilor justiției, dar știu că multe hotărâși de Cotărești sunt date... Na, nu știu, nu le sunteți în măsură și nu le... Nu sunt în măsură să comentez aici. Dar ce mai știți, sunt și întemeiate, bănuiesc. O parte, da, dar o parte nu. O parte sunt falsuri, da, nu? Da, sunt care au luat de 3, de 4 ori același pământ. Extraordinar. Și alții n-au luat niciodată. Dar trăim într-o comunitate mică, oamenii se cunosc între ei. Cum poți să faci lucrurile astea la nesfârșit? L-au luat, l-au vândut repede, să scape de el? Alt proprietar, altă identitate, exact, lumea uită, ce să facă. uită și nu are memoria scurtă și vede mai departe. Așa este. Deci punctăm, domnul primar Giminschi, finalizarea, cadastrarea gratuită a proprietăților în Comuna Moara e un grandios eșec, nu? Care mai mult v-a încurcat decât vă... A ajutat o parte din cetățeni, fiindcă era acum la subvenție, a ajutat în unele locuri. Dar a încurcat foarte mult. Nu, dar eu am zis pe ansamblu. Dacă ar fi să dai o notă de la 1 la 10, e sub 5, nu? După dumneavoastră. 2. 2? 2. Nu, o încurcat pe, adică o folosit pe la de la 1 la 2. Nu, l-a folosit pe celălalt. Da. Bun. Ce ar mai fi de vorbit aici de canalizare, că e foarte important. Canalizarea și aducțiunea de apă, dacă nu sunt sinonime și dacă nu merg mână în mână, hai să zicem curentul electric, doar nu suntem în Apuseni să nu aveți curent electric, dă-ne regia aia de final cu canalizarea. Unde e și mai copilărie cu pădurea ta cu tot? Dă poartă, mare, intrare, școală, drum, stație, microbuz, canalizare, drum. A, uite-o, deja aici, da, este. Aici este la intrare, da? Da, aici, prin fața primăriei. Ei au mai lăsat, în locul ăsta, vin făcute căminele. Da. Și i-au făcut, țeava, au băgat-o la cămine, acum lucrează la ele. Au luat tuburile, lucrează, vin turnat.
se reclasează. Să nu pățiți dumneavoastră că acel dat în cadă, când căutați în, nu, nu, avem în șansă să găsiți nisip. Am un nisip care merge și verifică, nu? Domnul primar, 37 de miliarde să dai tu unor firme, unor SLR-uri din Argeș și să nu verifici și fac lucrările alea? Eu merg. Ca primar? Personal merg și verific. Personal, cum să dai drumul din bănuțul tău, din pixul tău, să dai 37 de miliarde acum 7 ani și să nu vezi dacă înăuntru e țava? Pe partea stângă este, deci este băgat toată canalizarea. În partea stângă este băgat. Nici nu vă dați seama că este canalizare. Nu, nu, păi da, de unde se dă seama? Spuneți dumneavoastră, eu nu știu, că n-am verificat asta. E făcut tot canalizarea, e făcut cum trebuie, frumos. Mai bine, sunt porți la oameni care nu au mai apucat reușit să le fac anul ăsta. La, o să vin în primăvară, când trebuie turnat beton, acum nu pot. Astăzi a fost sărbătoare și nu s-au lucrat. Dar ei dacă lucrează și pe timp de iarnă lucrează. Ei vin la canalizare și lucrează și pe timp de iarnă. Dacă acolo permite, anumite lucrări sunt permise, da. Mai ales cu utilaje bune, poți să mai faci șanse, poți să... Deci dați-vă spune, nu se cunoaște că au lucrat la canalizare. Deci de-aia n-aș avea ce să le reproșez oamenilor ăștia. Deci ar fi păcat să le... Să le imputați ceva. Da. Nu. Da, foarte puțină lume, chiar dacă era prânzul, domn primar, aproape prânzul era și foarte puțină lume. E și o vreme urât, a fost azi... Era sărbătoare, nu mai era la biserică, așteptau primoșul să vină. Da, dar nu la prima oră vine moșul. Depinde, că au scopat, poate au fost mai obran, și n-au venit la toți, scopat, mai așteaptă, îl caută să vadă, mai făceau păpuci, nu erau păpuci curățați cum trebuie. Da, la atâta glot care au unii pe uliță, pe acolo, de unde să mai pună, da. Să repare. Nu, pe uliță nu prea este glot așa. Nu, pe uliță nu, s-a pietruit, s-a făcut pietruirea asta, nu, s-a pus chiar prima dată. Nu, eu am înțeles de la precedentul dumneavoastră că ulițele au fost cam toate pietruite în Moara. Mai sunt? Acum eu nu întreb retoric. Pietruirea o faci. Piatra, iată, se ducea anul ăsta, am avut... Piatra se duce în pământ, domn primar. Știu lucrul ăsta că am văzut de multe ori. O pui în 2-3 ani de zile, ți-o trage pământul. Exact. Nu ai cum. Trage pământul așa cum trage apa, da. Prima dată, anul ăsta, când am băgat piatra concasată, nu am mai fost balastare. I-am pus piatra concasată, că piatra concasată nu-ți fuge atât de mult. Da, cealaltă, ea se prinde în pământ. Se duce, se lunică și nu mai vezi, efectiv. Și piatra concasată, na, fiind mai cu margini, e cu colțuri, se prinde, se fixează. Da, se prinde, se fixează, dar și cu pământul și cu praful care se transformă și în petriș, și în nisip câteodată. Mai vrem să facem un parc la școală, dar tot la fața de proiecte, suntem în parcul școlii, vrem să curățăm copaci, să facem un parc frumos. N-au unde să joace copiii. E cel mai urât lucru când copiii n-au unde să refugia și trebuie să te refugiezi în cârciume. Asta este... Deci iarna, toamna, ploaie, frig, la țară n-au unde să refugia. Cu umbrele au majoritatea. Dacă ar avea un parc și un loc, s-ar refugia. Dar așa se refugiază în ceea ce în zonele rurale și în ruralul românesc sunt cârciumi, dar poate impropriu spus propriu cârciumi, doar cârciumi. Sunt magazinele care au și cârciumă, au și magazin alimentar, au și biliard, au și corect. Toate astea. Toate la un loc. Așa, nu ca să câștigi. Și în alea se refugiază. Într-un colț se fumează, într-un colț nu știu ce se face, așa și mai departe. Am depus un proiect pentru o sală de sport. N-am găsit un teren undeva, am găsit cu mai depărtare undeva un teren de 30 de ani. Am mers, am depus, mă trezesc acum că vine și îmi spune, pă, ăla-i pământul meu, să nu te prind că l-am debat. Dar ce acte ai? Un proces verbal de 91... Deci... Nu, da, acte proprietate în vehicul, acte proprietate. Nu, era un proces verbal de punere în posesie doar. Nu știu, dați-l în judecată, găsiți o soluție, judecați-vă, ajungeți la un compromis. Apropo de chestiunea asta, am văzut că domn Polski nu a filmat George Azi, sediul domn Polski, gata. Aproape. Aproape. Ei, am exagerat. E o clădire frumoasă. Dar oricum e sus, spre acoperiș. E o clădire frumoasă. Am filmat atunci când era la nivel de glod. Știți ce gloduri au fost atunci când au fost cu se fac, doamne, o clădire frumoasă. Era până la brâu glodul. Eu care suplu așa și ușor, îmi intram în el așa ca în brânză. Felicitări domnului Gervaze care face... Deci un proiect care este cea mai mare clădire din județ. A domn Polsiu, mă refer. Da, da, nu e proiectul similar cu celelalte? Nu. Nu identic? Nu, e diferit de zone. Au mers pe diferite zone. A, pe Soloneț au mers pe o zonă locului, de munte, aici pe amprenta locului. Pe spiritul locului, da. Exact. Nu. Da, am văzut că e gata și domn Polsiu. Gata în sensul că ce-o rămas e de lucrat, dar nu mai necesită lucrările de anvergură. Spuneți, v-am întrerupt. Am probleme cu gazul, în schimb. Eu am, da. Cu gazul metan am făcut toate proiectele. Am obținut avizul de la NRE. Am depus... Domnule, și nu e Vatra Dornic, acolo e problemă cu gazul, cum a ajuns Sava, e la 2 metri de Suceava. Da, e la 2 metri de Suceava, dar este o legea proastă. Adică? Deci noi am obținut avizul de la NRE, am depus toate, am făcut proiect, am pus FIO, am mers la Ministerul Energiei, am mers la ministru, acolo ne cunoaște, ca pe, când mai vede Moara, știu chiar este secretar de stat. Bă, dar nu vă uitați la mine ca la o moară străcată din Munții Apuseni. Moara asta e la 4 km de Suceava, e zona rezidențială, voi nu înțelegeți? Că am nevoie de gaz? Nu le dă voie legea. Ei sunt legați la mâini, îmi spun. Mi se spune că, deci, este legea 100, se contează cu legea 120. Nu le dă voie să facă
estimare. Trebuie schimbată legea în Parlament. Se estimeze ce? Un consum pe o perioadă mai mare. Le dă voie doar pe 3 ani, nu le dă voie cei de la ANCOM să facă licitația. Să-i contrazice pe ei. Pune condiția să facă o estimare pe mai mult de 3 ani. Așa le cere, da. Și de ce nu fac pe 3 ani? Păi nu le dă voie legea. Pe 5 ani? Nu le dă voie legea. El vor pe 3 ani și o să, în 3 ani nu ai cum. Deci el când îți face pe 3 ani de zile, tu termini lucrarea. Ce estimare mai că tu ai de-abia terminat lucrarea? N-ai cum să faci ce estimare. Nu ai cum și aici ai probleme. Spune că Uniunea Europeană nu-ți dă voie să facă ei nu știu ce. Trebuie schimbată legea în Parlament. Acum în Parlament se dezbate altceva, nu avem... Da, se dezbate altceva, nu e o prioritate legea asta, că nu interesează pe ei gazul. Dacă ar fi, hai zicem, la Vata Doni, mai este salvarea muntelui, lemnului și a materialului și știu eu, dar aici la Mara n-ai alternativă. Nu ai nicio alternativă. Deci au fost aici probleme iar cu lemnile. Legea asta mi se pare proastă. Poți să, nu știu cu cine a făcut-o, poți să super pe legea lemnului. Așa. Fiind foarte mulți și spun fel și fel de vorbe, băi, uite, primarul din sat le s-o da voie să la primărie să iei lemnul și el ia și vinde lemnul. Da, dar bărfile le știu. Și eu am hârtit de la Ocolul Silvic de la Pătrăuță în care se spune, Ocolul Silvic nu are lemne. Nu are din să-ți da lemn. Cetățeanul din Moara Niciun metru cub, niciun metru cub, nici 100, nici... N-am nimic. De unde, scurt, punct. Și de unde să-i dai lemnele acesta? Dar el îl trimite la primărie, că el a citit legea că trebuie să meargă la primărie să ceară lemnele. Da, să fac cerere acolo. Da. Ce, și pentru ce mai trimis la mine să-i dau eu cerere? Dacă te, nu dai tu lemnele. Să dăm o cotă parte măcar. Nimic. Deci să nu spui, dar spui că ai un metru de lemne? Nu, singura salvare e gazul. Ieftin, scump. Corect. E cea mai curată, cea mai accesibilă, cea mai rapidă. Că e scumpă, că e ieftină, oricum e la îndemână și ai posibilitatea să scapi rapid de probleme. Și aici asta, acum când am vorbit ultima oară la Ministerul Energiei, am fost miercuri la trecut, tot mi s-a spus că o să încerce să o bage prin hotărâre de guvern. Acum, dar, propriu-zis, documentația o aveți. Este toată depusă, este înregistrată, cu toate la Ministerul Energiei. Deci ar scoată... mai trebuie o semnătură sau o clarificare? Este scoată lucrarea la licitație. Aha. Ei spuneau că vor să schimbe legea în Parlament, să nu mai facă licitația la Ministerul Energiei, să le dea voie UAT-urilor. Și aici e un lucru tot. E bun riscat? Și rău. Pentru că eu n-am bun de ce și rău de ce? E bun, fiindcă mergi mai repede, da? Dar rău este, eu n-am specialiștii pentru gaz să vină să știe ei ce să facă lucrul ăsta. De unde îi găsești? Trebuie să faceți un contract. Exact, dacă e un audit al meu ministerul. Da, 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 ministerul la nivelul lui e un contract mare, s-ar împărți pe mai multe comune și ar fi altfel. Asta unde am filmat, asta aici va fi stația de canal de epurare, cumva? Dar nu că n-ați văzut imaginea de ansamblu. Cred că aici, da, da, pe aici merge, vine drum făcut pe marginea pădurii și în spate vine stația de epurare. Și aici va fi stația de epurare, da? Unde, care va prelua tot, exact, tot ce este și va cu un proiect modern, cum da, este? Stația, da, stația este, am înțeles, cea mai proiectă, dacă am, nu știu cum este de la Liteni. Am înțeles că e aceea stație ce este la Liteni. Da? Da. Da, la Liteni știți că o stație de depurare modernă. Da, aceeași puternică, de stație, eficace. De la Baia Mare, nu știu cineva au. Mm-hmm. Au câștigat licitația sau... Da, deci, nu, este producătorul, scuzați-mă. Da. Și aici cu gazul ăsta. Deci oamenii vor foarte mult gaz. E un paradox. Aproape de Suceava. Terenurile, cum a spus dumneavoastră, scumpi ca în inima Parisului. Ba este canalizare, ba nu este peste tot. Acum vine și groapa aia de gunoi. Până la urmă se termină, nu trebuie, că nu e în sarcina noastră. Da. Dar trebuie să știți, în sarcina celor la Consiliul Județean. Groapa aia ecologică, care e legată umbilical de cea de pe Mestecăniș. În proiect umbilical. Da. Nu se știe nimic acolo. Ce? Am înțeles că e vorba, gata, deci aici au fost mai multe probleme care... Dar bun, nu, dar ce, nu vă băgați dumneavoastră în ele, dar când dau drumul, asta ne interesează acum. Nu, restul știm că acolo au fost probleme. Asta este în administrația Consiliului Județean, nu a primăriei Moara. Nu avem noi ce, nu ne întreabă. Nu v-au comunicat cam ce, nu, când, absolut cum? Nimic. Au făcut o consultare, acum au avut ei făcută, dar... Ca asta va marca viața comunității. Eu cu groapa de gunoi vă spun sincer, nu sunt de acord. Nu ați fost de acord niciodată. Știu că ați fost, și înainte, de doar sunt în presă, de atâta te-am îmbătrânit de când sunt aici. Dar nu-mi pare rău, știți cum e când cu cealaltă îmbătrânesc și îmi pare rău. Sau, exact. Pare. Da. Dar sunteți conștient că va marca viața comunității. Adică nu cred că în bine. Eu nu cred că în bine. Eu am spus că va marca. N-am spus bine sau rău. Va marca oarecum. Adică când va deveni, drumurile vor fi pulbere, exact. Și ale laterale, în loc de un 2 ani, cred că în 6 luni vor fi pulbere. Corect. Deci acum cum este și proiectul ăsta? Poate m-ar auzit cineva și s-ar prinde de figură, s-a semnat proiectul ăsta ce se facă axa Pașcani-Siret. Da. Și trece pe la Moara, pe Neteni. Păi ăla dacă face un proiect prost, cum sunt betoanele astea puse, se pune asfalt peste el. În 2 ani de zile nici nu ține. Pentru că betonul, plăcile de beton se mișcă.
Da, la căldură, da, sidelată. Au elasticitatea lor, vibrarea lor. Și tu ai pus asfaltul peste el. Când treci o mașină, tot deci ți-l împins, ți-l zvârlit. L-a forfecat. Exact. L-a forfecat, îl forfecă peste totul. Poate are urechi cineva să audă, să gândească că trebuie întâi, ori dacă îl faci un lucru cum trebuie, cum trebuie, scoate-l beton afară și fă-l cum trebuie. Sau lasă beton, totul. Nu, dacă, trebuie făcut și drumul ăsta, dar tu dacă îl pui peste el, degeaba îl pui. Îngrop banii. Speli banii, exact, mai bine zis. Da, da, îi speli... Dar nu prea îi speli și nu îi speli pentru că aia tot costă bani. Costă bani, și dar nu... că e mai scump asfaltul decât betonul. Da? Este mai scump asfaltul, că am încercat și eu să paradox pun... aici, e o tâmpenie. Eu mă știam și eu că este mai ieftin betonul și am încercat să mă duc la cineva, băi, hai pune un kilometru de beton pe undeva. Bă, dar e mai scump betonul ca asfaltul. De ce? Da, pentru că betonul ține 30 de ani, asfaltul 2. Și este mai ieftin asfaltul, nu știam lucrul ăsta. Da. Deci până acum n-am știut și eu lucrul ăsta. Asfaltul 2, dar nu, 7% diferența. Nu e mare. Da, nu e diferență mare, dar este o mică diferență. Da, dar mă ține 30 de ani, nu 2. Dar, în schimb, la o intervenție, la un beton, da, nu mai ce ți-i mai face. La un asfalt, ai decopat, ai venit, ai pus altul în asfalt, nu se cunoaște. La beton, ce mi-ai faci? Nu poți să-i mai pui, nu mai decupezi. Ai cum să-i faci, el îi decupezi, nu să se mai leagă cum trebuie. Mm. Aici e dezavantajul. Da, asta e mai... se poate modela altfel. Asfaltul l-ai decupat frumos, ai pus un alt strat pe lângă și merge. Problema mea aveam cu utilități și mediu. Da, da, eu nu știu, doctor, dar o să-mi dau probabil doctoratul în utilități și mediu de la podul Morții până la Vatra Dornică. Am înțeles că acolo în Bârnărel înfiptă conducta la 24 de km de orașul Vatra Dornei. Conducta asta care trebuia să ajungă și la Dornă, cu utilități și medie, era așa acolo. Nu trebuia acolo capăt de linie sau cum era. Pe Moara nu beneficiază deloc și plătește câte 80.000 de lei, aproape 1 miliard pe an degeaba. Da, am cu toți primarii care au așa am vorbit, deci ar fi 5,40 €, nu? Da. 4 miliarde. Da. La 4 ani de zile faceți o super grădiniță europeană, exact, cu camere la vedere, cu teren de sport, cu adică teren din asta de joacă și așa departe. Deci o super grădiniță. Să zicem că totuși Moara, eu cred că demografia crește, nu? Da. Da. Și nu se înregistrează copiii, adică se înregistrează unde sunt născuți. Exact, la... ei se înregistrează la Moara, unde sunt, dar la școală pleacă. Da, pentru că cu tine sunt cartierele de vile și n-au ce să facă. Așa este. Deci, și cum o vedeți rezolvată? Tot ceva pentru hotărâre de guvern, de la Consiliul Județean, că este un proiect tot prin Consiliul Județean. De cine ne ia nouă banii ăsta? Un exemplu, eu de la Consiliul Județean am primit anul ăsta 100.000 de lei. Adică un miliard. Un miliard. Da. Ca comună. Aici este un neechitabil. Pentru că nu trebuie să supere nimeni. Vă pedepsit? Vă considerați pedepsit? 100% pedepsit. Pedepsit, dar ce ați făcut rău? Dar nu vă pedepsi pe dumneavoastră, vă pedepsi comunitatea. Exact, cetățenii pedepsesc, nu pe mine. Da. În ce sens? Pentru că la o comună cu 1500 de locuitori îi dai 200.000. La o comună cu 6.000 de locuitori îi dai 100.000. Nu e corect. Și în același timp... Dar cum stați cu gradul de asta de impozitare, de absorpție? Binișor. Adică peste 60%? Binișor, da. Da. Oamenii acum au înțeles lucrul ăsta. Deci față de anul trecut au crescut încasările. Omul înțelege, bă, când vede că se face treabă și omul vine să plătește cu simțul răspunderii. Deci, bă, are încredere, bă, mă duc și îl plătesc, nu, știu că asta face treabă. Dă banul, dar parcă se vede ceva că se face, exact, cu banul lui, dar asta îl bucură. Asta adică nu îl bucură, dar îi creează o stare măcar de satisfacție. Exact. Bă, nu-l arunc la gârlă totuși. Și aici e rău lucrul ăsta, deci... Nu, în același timp, tot la construcția primul hârtie pentru groapa de gunoi, trebuie să plătim 200.000 de lei. Păi tu îmi dai 100.000, eu să plătesc 200.000. A, avizul ăla... Nu, contribuția comunii pentru groapa de gunoi. Asta e un proiect vechi și știți foarte bine, nu-l mai devalez, are vreo... a avut o grație de 5 ani de zile până în 2008-2009, de atunci au pornit, de vreo 54 de milioane de dolari, parcă era atunci, nu erau euro, 54 de milioane de dolari, care la sfârșit de proiect va însemna pentru statul român, câți primării, cum voi acum vouă, câți Ministerul Finanțelor, exact, statul român prin Ministerul Finanțelor, 400 și ceva de milioane de dolari. Așa este. Deci, în 25 de ani, dar 400 și ceva de milioane de dolari. Acum chiar fac și un apel, poate, la cetățeni. Începând din mâine, cu gunoiul ăsta, menajer, e o problemă. Acum, gunoiul trebuie dus selectiv. E greu să-l învăț. Omul să vină, îmi spune, băi, dar eu cum să-l pun selectiv? Cum să-l fac? Am vorbit cu firma de salubrizare. Să fac o instruire cu oamenii, domnule. Trebuie să vină. Și eu zic, vin joia, îți iau doar gunoiul reciclabil.
punem sticla, cartoanele, ți le iau joi într-o singură mașină. Vinerea vin și ți le iau cel reciclabil. Omul spunea, bă, dar eu unde să-l, ăsta reciclabil, unde să-l pun? Sau menajer, unde să-l pun? Bă, de la o zi la alta nu ți-a face nimeni nimic, nu simți. Joi știi că țin. Pe ăla de joi îl pui la afara porții, iar pe ăla de vineri îl pui după poartă. Da, da, îl scoți tot vineri. Bă, vineri... Și-l scoți vineri, nu-l exact. Scoți joi, să-l confunde. Și fac un apel să înțeleagă lucrul ăsta, că nu mai merge, trebuie să facut reciclabil, nu mai merge. Cu... Da, am înțeles că sunt rare, greu, grele pedepse. Foarte greu lucrul ăsta, poate înțeleg eu oamenii să... Nu, oamenii ar trebui să înțeleagă, chiar dacă Einstein spune că e mai degrabă distrugi un atom, dezintegrezi un atom decât o prejudecată. E o prejudecată asta și hai să zicem, dacă nu e o prejudecată pură, 100%, e un obicei care se transformă în a doua natură. Dar dacă nu sunt conștientizează, ne otrăvim viața în fiecare zi. Exact. Și la prețul de gunoi. Eu când am venit la... Am fost o promisiune în campanie electorală că am să reduc prețul la gunoi. Înainte era 45 de lei per persoană și venea... Pe an. Pe an. Adică 45 de lei, două pachete țigări, ca să fie foarte și clar. Și venea odată la două, la trei săptămâni. Da. Acum am redus la 40 de lei și vine săptămâna... Două pachete țigări, tot două pachete, dar mai proaste. Și vine săptămâna și ți-a vinerea tot satul. Bă, știi că vinerea... Am așa nu odată la trei luni sau la trei săptămâni. Odată, vine săptămânal. Îți ia vinerea tot satul. Bă, știi că ai sâmbătă lângă casa, ai curat. Duminică, ai curățenie în jurul casei. Mai e esențial. Și cetățenii să înțeleagă că bă, nu vin mături pe o gradă, nisipul, pietroare îl pun acolo, hai că îl pun la gunoi. Ăla e greutate, noi plătim la tonă. Deci gunoiul menajer nu prevede lucrul ăla. Ai unde, ai loc, grădină, ai unde să-l pui. Da, mai ales ăla, nu cât neapărat să-i dea foc, dar îl poate transforma exact. 2-3 ani de zile în greșământ. Așa este, nu... Mai avem două minute, domn primar, dar hai să punctăm. Deci despre apa curentă și canale și săpături am vorbit, despre biserică, pavele și de trotuare am vorbit, despre căminul, am vorbit, despre canalizare și drumuri am vorbit, partea mare de la intrare de la Moara am vorbit, școala de acolo de pe deal de la Moara Nica am vorbit, nu, de la Moara Carp, scuzați-mă, și stație de microbuz care era chiar acolo peste drum la Moara Carp, unde întorcea microbuzul și probabil, dar de asta de elevi n-aveți, nu? Avem un microbus de elevi. Un microbus de elevi. Stații de autobuz am făcut în toată comuna. Deci am făcut 8 stații de autobuz. N-aveau înainte oameni unde stăteam în ploaie, în frig. Am făcut stații... Am arătat și stațiile. De gaz am vorbit, de proiectul ăsta și mediu care vă ia 800 de milioane de lei vechi în fiecare an am vorbit. Nu știu, la Moldovița ia parcă vreo, nu știu, 10.000 de... Câmpul Lung știți plătește? Cu tot cu stații de cogenerare? Orașul Câmpul Lung, 1 milion de euro pe an, domn primar. Orașul Câmpul Lung Moldovenesc la utilități și mediu, cu stații de cogenerare făcută și cu tot harnașamentul ăsta dus până acolo, 1 milion de euro pe an. De unde? Dar au beneficiat? Beneficiază de el? Cum să beneficiază dacă în Câmpul Lung zici că peste tot sunt numai țevi de tun din apartament? Dar sunt și gaz. Este și gaz în Câmpul Lung. Doar la instituțiile publice am înțeles. Nu mai face nimeni, nu se mai atinge nimeni de gaz. Dar certificatele vezi au dispărut, ce faci cu centrala de cogenerare? Economia națională nu se absorbe curentul care îl produci. Deci toate sunt legate în verigă. Și dacă lipsesc trei verigi, s-a terminat cu proiectul. Ai murit. Așa este. Da, nu, v-am dat un exemplu bun. El are și stația de cogenerare și acolo la poalele muntelui. Da, deci am vorbit cam de tot. Stația asta care este în continuare, mă refer nu de groapa ecologică, va fi o certitudine că nu se poate da nimeni înapoi. Corect. Ea va porni, n-ai cum. Nu. Da, dar mie mi se pare corect că în 2008 ni s-a promis nouă că dacă acceptăm groapa, Moara nu va plăti, Moara nu va face nimic. Și acum vă iau bani. Aici nu este corect. Nu-i corect. Dar mi-am zis că ne-am cam certat noi pentru un studio pe aici cu proiectul prin campanie în 2012, nu mai știu. Da, în campanie din 2012. Așa, ne-am certat noi atunci, dar asta și a fost... Și atunci toate erau aproape gratis. Și fericirea era gratis, și eternitatea era gratis, tot era gratis. Tot era fericire și roz în lumea asta. Deci cam ne-am atins ținta, nu? Am atins cam toate proiectele, imaginile s-au văzut așa că noi n-am trișat și nu am făcut nici abuz de superlative. Care e cea mai mare provocare, ultima întrebare pe seara asta a dumneavoastră în administrație, în mandatul ăsta? Gazul și asfalt. Asta vreau să-l fac, nu știu, am oameni, credeți-mă că vă spun, am momente când mă duc acasă și mă dau demisia. Dacă n-avem proiecte astea pe asfalt, să fac asfaltul ăsta, sunt ulițele astea unde sunt oameni, dacă nu le asfaltez acum, nu le mai asfaltează nimeni. Da. E minunat. Gazul și asfaltul, de fapt, sunt treptele, cred că treptele ultime spre civilizația. Canalizarea e realizată 100%. Aproape... Da, canalizarea e realizată, curentul electric e realizat, faptul că sunteți în sub, să-i spunem, streașina municipiului Suceava este, mai ales că este și campus universitar alături. Acolo e proprietatea lor, nu acolo. Da.
Da, va fi până la urmă ceva acolo. Nu va fi campus, va găsi universitatea. Nu se va transforma în fermă. Nu știu, din câte tot cam fermă este. Cam fermă, vegetală, da. Exact. Fiecare an grâu acolo. Exact. Da, nu știu cine încasează subvențiile astea pe hectare. Institutul. Institutul, nu? Da. Da, că el e proprietar acolo, da. Nu știu, da, o investiție, nu știu că dacă va fi campus, lumea fuge în altă parte. Demografia asta în prost la nivel național. Așa este. În timpanul stâng am auzit un gata ca în armată și semnul exclamării, adică s-a terminat timpul din regii. Am înțeles. Să pun un la mulți ani, da? Sărbători fericite cetățenilor Comunei Mora, la anul să-i văd mai voioși, mai tineri. Mai optimiști, mai e. Și să aibă încredere în mine că n-am să-i dezamăgesc. Asta e cel mai important. Dacă v-ați luat angajamentul ăsta, dumneavoastră duceți crucea asta în spinare, exact, și pe cetea aceasta. Doamnelor și domnilor, Eduard Giminski, primarul Comunei Moara, în această seară, la timpul de administrație, dacă e miercuri, administrație și administrație, așa cum ați văzut-o dumneavoastră, pentru că deocamdată, cel puțin în aceste imagini și în celelalte, noi nu avem voie să trișăm, nu trișăm și mai ales pentru faptul că este un nonsens să mutilăm niște imagini care sunt și așa volatile. Mâine se schimbă realitatea, se schimbă soarele și cad zăpezile și atunci nu mai vedem nimic. Numai bine, noapte bună!